Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Raluca Săcuianu și vă invit să urmăriți știrile agricole. Alianța Industriei Semințelor din România derulează o campanie împotriva comercializării de semințe contrafăcute, prin care avertizează fermierii asupra riscurilor pe care le creează atunci când cumpără și folosesc sămânță necertificată. În plus, în România, piața semințelor trebuie să se alinieze la sistemul european de calitate, etichetare și ambalare aplicabil în toate statele europene, potrivit site-ului agroinfo.ro. Sămânța certificată este primul pas pentru o producție performantă. Dacă utilizăm o sămânță care nu are certificate de calitate și de conformitate, riscăm să dăm banii pentru nimic și să culegem în toamnă tot nimic. Contrafacerea este o concurență neloială din cauza prețului mult mai mic, a explicat Antonia Ivașcu, directorul executiv al Alianței Industriei Semințelor din România, motivele pentru care industria de semințe din țara noastră a demarat această campanie. Recomandarea este să achiziționați sămânța de la furnizorii cunoscuți din zona dumneavoastră agricolă și să evitați să cumpărați de la furnizori ambulanți direct din portbagaj. La alegerea și procurarea semințelor puteți solicita sprijinul specialiștilor agricoli al consultanților din instituțiile de stat. Agricultorii spun că irigațiile ar trebui să reprezinte principala prioritate a autorităților statului pentru ca România să aibă producții stabile. Aceștia sunt de părere că refacerea sistemului de irigații este foarte importantă pentru crearea unui areal de producții stabile în cultura vegetală, dar și în cea legumicolă. În sectorul irigațiilor este nevoie de un acord politic astfel încât 3-4% din bugetul Ministerului Agriculturii să fie alocate anual pentru infrastructura principală de irigații, a spus pentru Curierul Național secretarul de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Botănoiu. Ai apă, faci producție. Nu ai apă, rămâi în urmă. Acest acord politic prevede că, indiferent de guvern, va veni la putere un procent din bugetul alocat Ministerului Agriculturii să fie utilizat pentru infrastructura principală, a declarat recent Daniel Botănoiu. Federația Micilor Fermieri Crescători de Animale, Deținători și Utilizatori de Pajiști îi cere Ministrului Agriculturii să nu elimine complet sprijinul pentru micii crescători de animale din zonele montane defavorizate. De asemenea, Federația propune introducerea în Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 a unei măsuri speciale de sprijin pentru aceștia. Solicităm menținerea atât a subvenției în zootehnie pe zona de munte, cât și introducerea subvenției cuplate de producție începând cu 2015. Dacă aceste tipuri de sprijin nu se vor menține, vă solicităm introducerea unei subvenții specifice pentru crescătorii de animale din zona de munte defavorizată, precizează Federația Micilor Fermieri Crescători de Animale într-un memoriu transmis Ministrului Agriculturii, Daniel Constantin. Ministrul Agriculturii Daniel Constantin a declarat că scăderea TVA la carne, legume și fructe propusă în proiectul noului cod fiscal va reduce evaziunea fiscală și efectele embargoului impus de Rusia și că se așteaptă ca aceste produse să se ieftinească. Ministrul a afirmat că sunt trei efecte benefice și pentru agricultură în proiectul noului cod fiscal: reducerea TVA la carne, legume și fructe, scutirea de impozit pentru mijloacele de transport agricole și eliminarea taxei pe stâlp, potrivit incon.ro. Măsura de reducere a TVA la carne, legume și fructe reprezintă salvarea două sectoare măcinate de evaziune fiscală și de efectele embargoului impus de Rusia, a adăugat Constantin, citat de Mediafax. Proiectul noului cod fiscal prevede reducerea cotei standard a taxei pe valoare adăugată de anul viitor de la 24% la 20%, iar pentru carne, pește, legume și fructe produse alimentare, de bază la 9%. Procedura de atestare a produselor tradiționale a devenit mai complicată începând din anul 2013. Fermierii din Olt au fost decimați de noile rigori impuse de autorități, potrivit site-ului Gazeta9.ro. Singurul produs care a îndeplinit toate condițiile și a fost certificat ca produs tradițional este pruna uscată de Leleasca. Prunele uscate din livezile din Leleasca ajung într-un cuptor tradițional construit din pământ și cărămidă, unde focul se face numai cu lemne. Metoda tradițională de deshidratare
fermentare folosită în Lelasca este eficientă și sănătoasă pentru că nu sunt folosiți aditivi chimici. Prunele ajung în marile lanțuri de magazine din capitală. Consilierul din cadrul Direcției pentru Agricultură Olt, Florică Bodescu, spune că produsele trebuie să îndeplinească niște condiții foarte riguroase pentru a fi certificat ca tradiționale. Modul de lucru trebuie să fie tradițional, produsul nu trebuie să conțină aditivi chimici, ustensilele care se folosesc în procesul de producție obligatoriu să fie tradiționale. Cea mai mare problemă este că fermierul trebuie să documenteze istoricul produsului, deci trebuie să aibă fie monografia comunei, fie o rețetă foarte veche sau, în ultimul rând, o declarație a unui vârstnic din comună, în prezența unui notar, a spus Florică Bodescu. Fermierii din județ pot solicita în orice moment retestarea produselor, însă reprezentanții Direcției pentru Agricultură Olt nu au mai primit cereri în acest sens. Pentru a fi siguri că fermierul ce produce tradițional respectă normele, consilierii de specialitate fac periodic inspecții. Dacă producătorul nu respectă condițiile, se face o propunere de retragere a atestatului către Ministerul Agriculturii. În această perioadă intră în vigoare noile reglementări privind implementarea amenajamentului pastoral. Reprezentanții primăriilor din Olt trebuie să se adreseze Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice în vederea recoltării probelor din sol pentru a se ști exact ce tip de plante să fie cultivate. Noua legislație completează și definește utilizatorul de pășuni și fânețe cu categoria crescătorilor de animale, persoane juridice de drept public sau de drept privat, având animale proprii sau ale fermierilor membri înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor. Pentru a fi întocmite amenajamentele pastorale, trebuie să fie făcute planurile cadastrale, să aibă studii care să cuprindă descrierea solului, a florei și a calității paiziștii. Inginerul pedolog Emil Brihac spune că doar două primării din Olt au solicitat până la acest moment efectuarea acestor studii. A venit acum momentul interviului zilei. Invitatul colegei noastre, Monica Stuparu, este primarul comunei Doljene Cerăt, Ionuț Barbu. Ce planuri aveți dumneavoastră pentru acest an, care a început de două luni, și ce investiții vreți să realizați în comuna dumneavoastră? Păi Comuna Cerăt am aprobat bugetul pe anul 2015. Continuăm asfaltarea străzilor în drumurile interioare din Comuna Cerăt. Am aprobat undeva la 4.400.000 RON pentru aceste lucrări. De asemenea, avem dotarea cu camere video, cu supraveghere stradală pentru a asigura siguranța cetățenilor. Da. De asemenea, avem dorim să asfaltăm strada de la biserică până la cimitirul din comună. Dorim să pietrim și să facem alei la cimitirul din localitate. În ceea ce privește asfaltarea străzilor, o parte din ele sunt deja realizate sau... Anul trecut am reușit pe ordonanța de guvern numărul 28 să asfaltăm 2 kilometri și în acest an continuăm, așa cum am spus mai devreme, am aprobat din fonduri proprii suma de 4 miliarde și vom continua cu asfaltarea străzilor comunale. De asemenea, avem depus proiect pe ordonanța 28 și s-a aprobat că o să semnăm contractul și la fel o să primim bani și o să asfaltăm și pe această ordonanță. De asemenea, avem pentru căminul cultural, avem depusă documentație la Compania Națională de Investiții și să vin și cu finanțare și în acest an o să ne ocupăm și de căminul cultural din localitate. De asemenea, pe ce înseamnă europene, să vă ocupați de căminul cultural? Adică îl renovați, el este funcțional, acum oamenii au... Da, în acest sens, o să fie reabilitat, modernizat, o să primească dotarea necesară pentru a putea funcționa. Deci să înțelegem că în momentul acesta nu... Este într-o situație mai delicată. Nu s-au mai investit de ani buni și de aceea e nevoie ca comunitatea noastră să beneficieze de... să beneficieze de o casă de cultură așa cum trebuie. În ceea ce privește canalizarea, cum stați? Ați introdus? Noi suntem prinși pe master plan în etapa a doua cu finanțare pe fonduri europene.
Suntem în master planul Segarcea, împreună cu localitatea Segarcea și cu Lipovo. Suntem prinși în etapa a doua, 2014-2020, și în acest moment deja se lucrează la stația de epurare, stația de epurare care se construiește la noi în localitate, adică la Cerăt, în faza 1, iar urmează ca până în 2017-2018 toată localitatea noastră să beneficieze de apă și canalizare. Pe fonduri europene în acest moment lucrăm la un proiect pentru o sală de sport, să accesăm pe fonduri europene și să reabilităm dispensarul din localitate, cele două cabinete ale medicilor de familie. Acolo își desfășoară activitatea doi medici. E clădirea primăriei concesionată și în acest moment lucrăm la cele de la două proiecte pentru a atrage bani europeni. De asemenea, din 2010 suntem membri în GAL, în grupul de acțiune locală Segarcea, iar în acest an se pare că o să primim și noi finanțare, banii europeni, putem să depunem proiecte. De asemenea, în cadrul acestui GAL sunt înscrise și foarte multe societăți din localitatea noastră, mare parte cu profil agricol. Le-am facilitat această întâlnire cu domnii de la GAL și da, se putea înscrie și a putea accesa informații mai ușor în ceea ce privește depunerea de proiecte pentru a atrage acești bani europeni. În privința sălii de sport, în ce sens? Deci cine va beneficia? Copilașii de la școală? Sau Da, pentru școală. Deci pentru școală. Da, pentru școală. Vom construi pentru școală, dar bineînțeles că întreaga comunitate va beneficia. Problema cu care eu mă întâlnesc sau oamenii mi-o ridică aproape fiecare zi este lipsa locurilor de muncă. Lipsa locurilor de muncă și eu cred că este o problemă în întreaga țară, să zic așa. Nu suntem o comună cu populație îmbătrânită, avem tineri mulți și în fiecare zi mă întreabă, îmi cer sfatul, eu știu, pentru a-și căuta, a-și găsi un loc de muncă, se poate să-și întrețină familie, copii. Deci asta este principala problemă în zona noastră. Desigur, noi ca și Consiliul Local facem demersuri pentru a atrage oamenii investitori în zonă, să creăm locuri de muncă, însă este foarte greu, e foarte dificil. Avem câteva societăți la care lucrează câțiva oameni în comună, dar nu este suficient pentru ce avem noi ca și forță de muncă în acest moment. Și din punct de vedere agricol, cum stau lucrurile? Cum se prezintă terenurile? S-au semințat anul trecut, s-a semințat cultura de grâu, orz. Urmează acum în primăvară culturile din această perioadă, și anume porumbul și farea soarelui, însă ploile care au căzut în cantități destul de însemnate în ultima perioadă și în anul trecut au îngreunat foarte mult lucrările la terenul agricol și iar de asemenea costurile pentru a înființa un hectar ca și cultură au fost destul de mari. Noi vă mulțumim mult de tot pentru această discuție. Cam acestea erau probleme pe care voiam să le dezbatem cu dumneavoastră și să sperăm că atunci când vă vom suna din nou vor fi rezolvate o mare parte dintre ele. Mulțumesc mult și așa să fie. Să dea Dumnezeu așa să fie. Centrul Județean Gorj al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a autorizat și efectuat de la începutul acestui an și până în prezent plăți totale către beneficiari în valoare de 7,33 de milioane de euro. Acestea au avut ca destinație principală cererile de plăți pe suprafață depuse de fermieri în campania 2014. În perioada 20 ianuarie 16 februarie 2015 a fost efectuată plata pentru circa 22.500 de fermieri în valoare de aproximativ 26 de milioane de lei, reprezentând plata finală a schemei de plată unică pe suprafață. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a efectuat și plățile aferente ajutoarelor naționale tranzitorii în sector vegetal pentru care s-au depus cereri în cursul campaniei 2014. Sumele totale plătite până la acest moment pentru ajutoarele naționale de tranziție în sector vegetal, campania 2014, pentru 17.048 de fermieri, sunt de aproximativ 290.000 de euro.
Cu o producție de 15,5 miliarde de euro în 2014, România este cea de-a 8-a putere agricolă a Europei, conform analizei emise săptămâna trecută de Oficiul European de Statistică Eurostat, potrivit site-ului agrointel.ro. Agricultura românească este însă cea mai dezechilibrată din Uniunea Europeană, cu un sector vegetal dominant și prezintă o productivitate redusă. Conform hotnews.ro, între țările foste comuniste din Uniunea Europeană, doar Polonia a avut o producție agricolă mai mare decât a României, 22,5 miliarde de euro. Productivitatea agriculturii românești este însă una scăzută, având în vedere suprafața mare de teren agricol, 13,3 milioane de hectare, conform datelor emise de Eurostat în 2013. Astfel, România a avut în medie o producție de 1160 de euro la hectar. Spre comparație, Polonia a avut o producție medie de 1560 de euro la hectar. Bulgaria, cu o producție agricolă medie la hectar de 850 de euro, a fost sub România. Cea mai mare forță agricolă a Uniunii Europene este Franța, cu o producție de 70,5 miliarde de euro în anul 2014, având o productivitate medie de 2530 de euro la hectar. Cea mai mare productivitate o înregistrează însă Olanda, circa 14.800 de euro la hectar. De altfel, Olanda este al doilea cel mai mare exportator de produse agroalimentare din lume, după Statele Unite ale Americii, cu un export de 75,4 miliarde de euro în 2012, potrivit Ministerului Olandez al Comerțului. Dintre toate țările Uniunii Europene, România are cea mai dezechilibrată agricultură. 73% este vegetală, 26% zootehnică și 1% servicii agricole și activități conexe. Datele din ancheta structurală în agricultură 2013-2014, publicate de Institutul Național de Statistică la finalul lunii ianuarie 2015, arată că avem mai puține bovine și porcine, dar mai multe ovine. Astfel, potrivit site-ului revistaferma.ro, numărul de bovine a scăzut în 2013 la 1,93 de milioane de capete, de la 1,99 de milioane de capete în 2010, în timp ce efectivele de ovine au crescut până la 8,9 milioane de capete în 2013, arată datele din ancheta structurală în agricultură 2013-2014. Potrivit acestora, și efectivele de porcine s-au redus în 2013 față de 2010, iar efectivele de păsări au coborât la 76,3 milioane de capete în 2013, comparativ cu 79 de milioane de capete în 2010. Creșteri se înregistrează doar la ovine, 8,9 milioane de capete în 2013 față de 8,4 milioane de capete în 2010 și la caprine. Potrivit datelor citate de Agerpres, la efectivele de ovine și caprine, România ocupă locul 4 între statele Uniunii Europene, după Marea Britanie, Spania și Grecia. La efectivele de porcine, România se situează pe locul 9 în Uniunea Europeană, iar la bovine, țara noastră se află printre primele 10 țări ale Uniunii Europene. Vremea va intra treptat într-un proces de încălzire, potrivit Agenției Naționale de Meteorologie. Rezerva de umiditate în cultura grâului de toamnă se va încadra în limitele satisfăcătoare la nivelul întregului teritoriu agricol al țării. Culturile de toamnă și speciile pomiviticole se vor afla în stadiul de repaus vegetativ în toate regiunile agricole ale țării. În funcție de data semănatului, culturile de orz și grâu de toamnă vor înregistra fazele de răsărire, formarea frunzei a treia și înfrățire. Rapița se va afla în faza de înfrunzire pe întreg teritoriul agricol al țării. Lucrările agricole de sezon se vor desfășura în general în bune condiții. Specialiștii recomandă administrarea îngrășămintelor minerale pe bază de azot, potasiu și fosfor la culturile de toamnă, fertilizări cu îngrășăminte organice și tratamente fitosanitare în plantațiile pomiviticole, precum și arături pe suprafețele agricole cu îngheț superficial la sol. Știrile agricole se încheie aici. Sunt Raluca Săcuianu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să rămâneți alături de ALEGE TV. O seară bună, pe curând!